Curentul electric s-ar putea ieftini cu 30 de bani. Chiar Premier Energy a venit cu solicitarea către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Când am putea avea un răspuns de la Andrei, știe colega mea, Carina Müller. Bună seara, Carina, te ascultăm. Bun găsit, Svetlana, doamnelor și domnilor. Într-adevăr, energia electrică s-ar putea ieftini cu 10% pentru consumatorii branșați la Premier Energy. Astfel, dacă acum achită 2,99 lei de bani kilowatt-oră, furnizorul cere un tarif de 2,69 lei de bani pentru 1 kilowatt-oră, în scădere cu 30 de bani. Andrei a recepționat cererea de la Premier Energy și a mai explicat că unul dintre motivele reducerii tarifului pentru furnizarea energiei electrice îl reprezintă ultimele evoluții de pe piața electrică. În acest context, solicitarea Premier Energy va fi examinată în regim de urgență. Andrei a mai cerut și Feyenoord să prezinte cererea de ajustare a prețurilor. În prezent, consumatorii din nordul Republicii Moldova achită 3,58 lei pentru 1 kWh. Agenția preconizează organizarea ședinței publice în care vor fi discutate noile prețuri și tarife pe parcursul săptămânii viitoare. Acestea au fost informațiile. Svetlana, ai legătura.